Bună seara, domnule Corneliu Vadim Tudor. Ce se întâmplă? Bună nu e seara asta, dar mă rog, așa se obișnuiește. Ce se întâmplă în acest moment și până când o să stați acolo? Păi, noi suntem hotărâți să stăm și un an la nevoie, dar am primit informații că ar putea veni după miezul nopții o firmă de mascați, de bodyguards, tocmită de executoarea asta și de așa zis și moștenitori, ca să ne evacueze cu forța. Ceea ce e un abuz incalificabil. Și fac apel la toți românii iubitori de țară și de lege și de dreptate, dacă mai au sânge în vene, să vină aici, că noi nu plecăm. Decât în cătușe, împușcați, legați de targă și așa mai departe. Deci acționează la adăpostul nopții. E o rușine ce se întâmplă. Da. Se întâmplă niște abuzuri îngrozitoare, domnule. Ce pot să spun mai mult? Vedeți și voi, suntem asediați în sediul în care stăm în mod legal. Sunt zeci de polițiști și zeci de agenți SRI care au blocat toată zona asta, ca dovadă că presa română stă afară. Nu-i de voie să intre înăuntru. Nici eu nu pot să ies, că dacă ies să închide poarta în urma mea și nu mai pot să stau în biroul meu de parlamentar european. E singurul caz din Europa când un membru al Parlamentului European este sequestrat. Bun, haideți în biroul său parlamentar. De ce face Băsescu treburi de-astea? Păi din sediul acela din care n-ați ieșit de dimineață, ați avut timp să înregistrați și convorbirile telefonice dintre Vidanu și Băsescu? Apreciez sarcasmul tău cu totul deosebit. Ești adeptul spiritelor de glumă cu caracter hazliu. Te felicit. Dar situația e dramatică. Doi oameni ai noștri din conducerea PRM sunt internați în spital. L-ați văzut pe fratele meu, generalul Marcu Tudor, bruscat de poliție, general MAPN la 71 de ani și acum e la spitalul militar, și Bebe Ivanovici la spitalul județean Ilfov, bruscat și lovit cu poarta de fier forjat de delicata executoare judecătorească și care se lauda la o ziaristă pentru un alt post de televiziune că la nevoie îl va evacua cu mâna ei pe Vadim Tudor. Ia-uzi, domnule, ai mai evacuat mulți oameni ca mine cu coană. Totuși, doamna executor judecătoresc, m-am uitat la aceste imagini, e totuși o femeie, domnule Corneliu Vadim Tudor. E o femeie? Da. Femeie e nobilă, domnule, femeie era mama mea. Femeie este soția mea. Femeie e soția ta. Da. Femei sunt milioane de oameni care își câștigă în mod cinstit existența. Nu o persoană ca asta, care a luat până acum numai din creanțele Băncii Transilvania 1,5 miliarde de lei. Și acum ia 3% din valoarea acestui imobil. Așa 150.000 de euro. Asta. Meseria asta de executor judecătoresc, așa funcționează. Asta e femeie comisar sovietică din perioada stalinistă. E România, domnule, au trecut. Domnul Orășvan, am o rugăminte. Voi ar trebui să mulțumiți că am apărat presa. Eu am devenit mai agresiv verbal în clipa în care a dat presa afară. Eu ți-am apărat colegii tăi, că și eu sunt ziarist la origine. Da, bun. Și îmi pare rău. Haideți să vedem. Am vărsat paharul cu apă în față. Trebuia să dau cu vitriol. Da, domnul Vadim Tudor. Noroc că în apele astea, păi nu se poate. În sticlele astea nu se îmbuteliază vitriol acum. Domnule, am o rugăminte, iartă-mă. Eu la hoți le spun hoți, Răzvan Dumitrescu. Bun. Faceți dumneavoastră cum vreți. Eu vreau să înțeleg acum de la invitații noștri. E tulburare de posesie și noi i-am dat în judecată. E regulă. Așteptăm să vedem aici, cum se finalizează. Au venit cu mascați și cu gorile ca să împiedice conducerea Partidului România Mare să-și desfășoare activitatea. Ziarul Tricolorul să apară, eu la 9 și ceva, nici acum n-am tipărit Ziarul Tricolorul, că nu i-a lăsat pe oamenii mei să intre, omule. Bun. În ce țară trăim? Mă întorc în dialogul dumneavoastră. S-a văzut în Europa și românii la ora actuală din Spania și Italia demonstrează în favoarea Partidului România Mare. Suntem vânați. Din Spania de și ce Italia, vedeți? Da? De ce vedeți numai paharul cu apă pe care i-l-am aruncat
în ochi acestei femei abuzive și nu vedeți faptul că un general NAPN e băgat din cauza ei în spital la terapie vedem intensivă? Toate faptele. De ce vedem nu vedeți desfășurarea de și forțe polițienești aici? Noi vedem toate faptele. Multe dintre ele au accente neobișnuite. De ce minte domnul membru DMR Covaci? Dar nu am înțeles să mintă. Asta, domnilor, pentru că a mințit. Nu e nicio hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. S-o arate dacă există. Există o ordonanță prezidențială în baza unei decizii a REAPPS-ului și pe care noi am contestat-o la tribunal. Și nu vor să lase procesul să meargă înainte. Și mai sunt trei entități în sediul ăsta despre care justiția încă nu s-a pronunțat. Nu e niciun ordin de evacuare. E biroul meu de parlamentar european. E redacția ziarului Tricolorul. E Fundația România Mare cu editura Speranța. Pe astea de ce le evacuează? De ce nu-i lasă pe oameni să-și desfășoare activitatea? Asta e fondul problemei, domnilor. Bun, ne întoarcem și la... Să arate actele! Să arate actele pe mea asta! Stați puțin, actele le arătați în instanță dumneavoastră și decide instanța în final. De care instanță, domnule, când suntem asediați? E o stare de asediu. Bun. Au blocat toate procesele. Să grăbesc repede să ne vedeam evacueze. Care e miza? Dar am și întrebat dacă miza e politică, e imobiliară sau alta pe care noi intuim. Haideți să vedem, domnule Nistor, dumneavoastră ce spuneți? Ați văzut și noastră filmul zilei cum l-am văzut cu toții. Știți, eu ar trebui și sunt mai mult preocupat de ceea ce s-a întâmplat astăzi în privința legii. Ajungem și discutăm. În privința legii educației naționale. Pe de altă parte, văzând acest imens scandal, stau și mă gândesc de ce nu sunt la fel de operativi și executorii judecătorești și, bineînțeles, alte instituții abilitate atunci când sentințe judecătorești definitive, irevocabile, executorii de drept nu sunt puse în aplicare când e vorba de drepturi salariale ale colegilor noștri. Ori în momentul de față, înțelegând că nu este vorba de o sentință judecătorească, înțelegând că este vorba de cu totul și cu totul altceva, că e vorba de a doua tentativă de evacuare a unui partid dintr-un sediu revendicat, stau și îmi pun întrebarea, cui anume servește tot acest scandal de proporții? Cui anume servește provocarea unei astfel de reacții din partea președintelui Partidului România Mare? Pentru că cineva are de câștigat din așa ceva. Eu consider că într-o țară civilizată, într-o țară europeană, într-o astfel de situație, analizez de 10 ori pentru a nu comite astfel de greșeli care se vor transmite în afară și vor lăsa o pată până la urmă pe obrazul României. În ultima intervenție la domnul Corneliu Vadim Tudor, vă întreb încă o dată dacă se întâmplă să fie o tentativă de a vă evacua, așa cum dumneavoastră spuneați că aveți informații în forță în această seară, ce veți face? Este ultima întrebare. Domnule, normal că la brute de genul ăsta care vin după miezul nopții, cum avem noi informații, n-ai cum să te opui. Cel mai înțelept cedează. Mă duc la copilașii mei, dar mâine vom relua protestul și mă duc și la Bruxelles, pentru că acolo e locul meu de muncă și voi face un scandal internațional. Și lui Băsescu nu voi va pri să-i spun ceva lui Relu Fenechiu de la PNL. Sediul ăsta ni l-a dat premierul PNL Călin Popescu Tăriceanu în 2006 și l-am întrebat, domnul premier, sigur nu-i revendicat? Și mi-a răspuns, sigur, domnul președinte, că nu vi l-aș fi dat. L-a chemat pe secretarul general guvernului Radu Stroie cu documentația. Nu era revendicat, că nu eram nebun să-l iau. Bun. Și iată că acum dau un brânci repede, peste plan, stahanovist, să ne evacueze în miezul iernii. De ce așa ceva? Pentru că le dă ordin Băsescu prin Adrian Diteanu. Ăsta e fondul până problemei. Până la nelămuri cine le-a dat ordin, noi... să mă ducă în lanțuri pe mine. Mulțumim pentru această intervenție. Stăm cu ochii pe fenomenul ăsta să vedem ce se întâmplă noaptea asta. Îi mulțumim domnului Corneliu Vadim Tudor. Ne întoarcem aici... Încă o frază, eu mă bat pentru românii mei. Mă bat pentru drepturile lor.
că dacă noi cedăm, ăștia vor face alte și alte victime. Haideți, că să mai vedem. E ceva de furat în țara o asta. O să vedem ce se întâmplă, o să vedem și cum se decurg procesele celelalte și atacul în instanța la aceste ordonanțe prezidențiale. Mulțumim domnului Corneliu Vadim Tudor. Repet, nu e problema mea, nu dau doi bani pe clădirea asta, era o chestiune de principiu. Asta este. Și am fi stat aici să mă ducă ei cu cătușe, dar au lovit pe femei, să vină nevasta lui Florin Simion. Da, ia zi, ce ți-au făcut, mă? M-au bruscat, m-au tras de mână, m-au ridicat cu scaunul. Eram în birou să-mi strâng lucrurile, m-au bruscat să mă scoată afară. Stăteam pe un scaun, m-a luat cu scaunul cu tot pe sus, de parcă eram o infractoare. Și așa, după aceea s-a dus la o altă doamnă, ei aveau ce aveau cu doamnele, să le scoată din birou și deja am probleme la mână și s-ar putea să merg și acum la... M-a ridicat cu scaunul, m-a luat efectiv cu scaunul, doi polițiști. Brute. Au mers la intimidare? Sigur că da. Sunt femeie, sigur, și la violență. Intimidare. Sigur, și la violență. Ăsta pentru regimul că... lui Băsescu. Păi polițiștii. Da. Și unul dintre ei are și funcție. Nu, e un domn, nu știu, am înțeles comisar. Că este comisar. Da. Deci nu era... Da, mai gras. Da, mai gras, un brunet. Și după ce m-a bruscat pe mine, am mers la o altă doamnă. Și au vrut să, de fapt, vreau are să... Filmare, eu nu m-am opus și voi depune o plângere penală împotriva domnului comisar, pentru că nu se procedează așa, nu eram o infractoare. Eu am vrut să-mi strâng lucrurile din birou efectiv și trebuiau să aștepte până îmi strângeam lucrurile, nu să mai ia cu scaunul pe sus. Sigur că da. N-am apucat să le strâng, după ce m-au ridicat cu scaunul și m-au bruscat de mână, am zis că nu pot să părăsesc, pentru că eu am lucruri...